Mă, te-ai zgârcită și n-ai bani de joacă? G2A te rezolvă de îndată. Alupicus Maximus Matinalus Supremus. Am avut iară chef în dimineața asta să mă joc ceva joc din ăsta vechi și probabil că mulți dintre voi, dacă nu v-a jucat chestia asta, a trăit într-o peșteră sau sub o piatră sau sub alte particule subatomice pe care încă nu le-au descoperit oamenii de știință sau cel mai probabil nu v-au interesat jocurile plictisitoare de strategie cum mă interesau pe mine. Băi, eu când eram mic rupeam la Age of Empires și la Warcraft 3 și Warcraft 2, aveam încă Warcraft 2 pe dischetă și apoi să vedeți după ce s-a întâmplat când am descoperit că existau jocuri de strategie care erau diferite față de astea și erau și pe browser. Accesibilitate maximă, plăcere instantă. Dragii mei, astăzi o să vă trimit în altă epocă a jocurilor. A jocurilor pușcate de pe browser, care totuși aveau și ele farmecul lor și erau destul de decente. Mai țineți minte acest joc? Eu unul țin minte. Jocul se numește Age of War. Practic e un joc de la de strategie unde ție îți dă, tu trebuie să te bați cu o bază inamică. În funcție de câte trupe bați, primești puncte și punctele alea le primești ca să evoluezi în epocă. Încep de la epoca de piatră în care lumea își dădea în cap numai pentru puțină păsărică, până la epoca futuristică unde Android, ia uite-l pe ăla, uai e pula mea. Acolo încercăm noi să ajungem, pentru că asta este evoluția umană. Jocul în sine e destul de simplistic, o să vedeți. Zici că e făcut de ceva copcil de ăsta de clasa 4-a. Cred că acum ăștia de a 4-a știu să facă jocuri mai faine decât cum au fost făcute mai de mult. Dar hai să-i dăm drumul. Dăm pe play și o să joc pe... Bă, o să joc pe normal, că chiar n-am niciun chef să țină videoclipul ăsta o oră și cred că nici voi n-aveți chef. Pe Impossible am încercat odată să mă joc, dar nu intră cum trebuie. No, hai să dăm pe normal. În caz că vă întrebați, no bun, hai să vă explic. Care-i... Opa, stai că ăsta deja s-a apucat de produs acolo trupe. No, dacă țin bine minte, primul șpil îi depus chestii din astea defensive că n-avem ce face. Faci miște oameni de ăștia cu bâtă. Nu, fac un om cu bâtă și fac un om cu praștie. Și pe aia noi ne vedem de treabă după aia. În caz că vă întrebați de unde am găsit jocul, e exact același site unde am găsit ăla cu Morhuhn, dar versiunea aia fake. Ăștia de la Gameforge aparent au posibilitatea ca tu să te joci jocuri de browser și aia mi se pare destul de interesant. Bă, deci să bă pula, am avut nopți când eram mic în care numai melodia asta o aveam în camă și nu puteam să dorm. Și acum probabil că o să pățesc același lucru astăzi. Că voi vă dați seama, aud melodia asta acum. O să aud melodia asta și după ce mă apuc de editat, mă, eu o să nebunesc, mă. Putem să observăm că aici, de exemplu, avem și o putere specială, dar pe asta nu dăm că ne folosește XP. Și XP-ul ăsta îl folosim ca să evoluăm în epocă. N-are rost să-l dăm că îl folosim numai degeaba. Hai că mai fac așa vreo 2 club mandă, știi, așa numai de... Era să zic Sanky, doamne feri. Ia uite, îmi trebuie $1000. Aparent oamenii peșterii aveau dolari, dar este foarte, foarte ok. Opa, stai că l-aș făcut Dinozaur Rider. No, boss, mag. Ăla de 2 hituri moare, fiți atenți, mă. Hai de pula mea. Dar uite că dă și 156 bani. No, hai că-i futem cu bâta în cap și dăm cu praștia până moare, mă, la dino ăla, mă. Ia, mă, de aici. Yo. Stai că s-apropie un pic, am periculos. Nu dai tu la mine în turetă, mă, că des eu aici am program. Nu știu, amu, dacă pot să-i dau speedrun, dar eu aș cam vrea să trec prin toate epocile, să vedeți cât este de epic. Acțiune occidentală, neolitică, paleolitică. Doamne, acum că mă uit la oamenii ăștia peșterii, mi-am adus aminte de alt joc, mă. Îl știți pe ăla preistoric, mă, doamne, ar trebui să-l joc și pe ăla. Îl jucam la informatică, dar nu prea înțelegeam ce era în jocul ăla și nu prea făceam eu nimica. N-am putut să-l trec niciodată. Dar nu-i nimica, mă, că poate o să-l trec odată pe stream. Vedeți că mi-am făcut un canal nou de YouTube, un canal secundar, unde o să postez acolo live stream-uri și alte căcaturi din astea random. Bă, ce? Ăla deja a evoluat la epoci, cum? Stai un pic, bă, cum vine deja epoca medievală după omul peșterii? Yo, ce-am venit eu, pula, mă? Yo, gății, nu. Păi, mă, că sparge baza. Sparge baza și eu joc pe easy, mă. Stai, omul peșterii, repede, mă, în matrișul e la bază. Nu se poate, mă, să pierd, mă. Eu sunt expert la jocul ăsta, mă. Vai de pula mea, mă, duc pe pulă. Cu dracu am pierdut, mă. Cu dracu am pierdut. Nu se poate, nu.
Nu. Bă, și am jucat și pe ăl mai ușor, mă. Nadia, ci praște și așteptăm să facem niște bani de Dino, de Dino Rider. Ia, din cât e moare ăla de la praștie? Ah, nu i-o luat chiar așa mult. Hai că mă apuc să fac Dinoman. Dinoman și cu slingshot, slingshotman în spate, așa ca suport. Pe Age of War 2, din cât e țin minte, puteai să-ți și upgradezi trupele, aia era destul de șmecher. Stai că e groasă. Nu dai tu cu praștia. Ăla dădea cu praștia în bază, mă. Zici că mare chestie rezolva. Du-te, mă, de-a cei nimă, că mai pot să-mi fac încă doi Dino Rider. No, hai! Amu, iamu! Încă tri! E bun! Ți-ai dracu de prăștieri. Îmi place că-i amur dintr-una singură. Uite, încă un Dino. Ia oare ajung să fac mai mult XP decât ăsta-l-alt? Bă, dar eu cred că AI-ul ăsta are mai mulți bani decât mine, automat, mă. Uite, mă, că mă apropii de baza lui. Eu am cam dat la caca. Mă, nu știu cât dă catapulta aia cu pietre, mă. Sper că nu dă foarte mult. Încă 2K XP și bam, evoluat. A, uite, ăsta a evoluat deja, mă. Cred că deja trebuie să o joc la defensivă, că nu prea am de ales. Nu știu cât de bun e să ia, mă, cu arbaleta contra la oamenii mei pe dinozaur. Hai să vedem. Oi, oi, oi. Dar uite că și eu îi dau ca lumea. Două hituri s-o dus. Bam, bam. Uite, imediat pot și eu să evoluez. Ăștia încă-s buni, mă. Încă-s buni. Hai că mai cac niște Dino Rider. Încă unul. Deocamdată văd că nu prea am cum să-mi fac turete. A, nu, nu fi așa mare bai. Ăsta cam așa îl câștigi, că îți spawnezi dintr-o dată o grămadă de trupe și îți copleșești inamicul. Hai că acum ar trebui să fac, gata, am făcut. Ia, care-mi ultima trupă? Knicht? Uite și-mi fac Knicht. Hai că nu am cum, n-am cum să-mi pierd baza acum, că vine Knichtul. Da, am pus tu cu cuțetul la măta în pizdă, stai mă. Ce i-o dat, Bori? Stai că fac și niște archeri. Că ăștia-s buni. Așa de suport. Na, s-a dus pe pulă. Așa, bun. Facem treaba, mu. Și facem doi archeri. Să vină din spate. Stai că o făcut și la Knicht. Dar nu e nicio problemă. Că Knichtul meu e mai șmecher decât Knichtul lui. Na, de aici. Bam. Furculiță în pizdă. Ăsta n-apucă să tragă în el. Ce pula mea. Să mor eu, te zici că nu-i mai pun să fac archere acum, jur. Uite cât damage au. Lămau, stai că spawnezi numai archer. Se spawnează și foarte repede. Și costă puțin. Nici numai cât damage-i de la ăla. S-a dus, gata, salut. Stai că mai îmi dau. Mai îmi bag un de-asta de turetă. Catapult. Fire catapult. Hai că îmi pun un de-asta, ni. Da, mă, nimă ce bine mere cu arcașii. Oi, oi, oi. Poți să evoluezi deja? 14K. Imediat. Imediat se face. Așa repede se evoluează de numai. Nici numai ce le dă arcașii în cap. Bam, bam, bam. Nici o treabă. Spam numai de arcași. Și-mi place că dă și 650. Ia-i că vând tureta asta de căcat. Că nu mai are niciun sens acolo. Mamă, mă, dar-l copleșez pe ăsta destul de tare. 14K, ia, poți să evoluezi? Da, bun! Am evoluat la epoca... Bă, Nicăs la el în bază! Da, mă, facem muschetar. Fii atent, mă, că am ajuns la ăsta în bază, mă. Gata, eu zic că-i cam salut. Dai numai că vine ăsta. Muschito, boschito. Bush, bush, bush. Da, zici că arcașul era mai bun, mă, ce pula mea. Bă, serios, carcașul era mai bun, mă. Și pie, mă, costă 1000 să fac de la mă, cu Canon. 45K XP să evoluez. Duceți-vă, mă, e hoție pe față. Nu stai că fac de la cu... Fac de la cu tunul. Ăștia n-au putut să-i facă la catapultul un sunet.
Bă, dar și durează o veșnicie, mă, să vină ăștia. Mama mia. Oh, oh. Am belit-o? Ioi, nu, 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 nu. Hai că n-am belit-o, e ok. Dar acum cred că chiar am belit-o. Vai de pula mea, nu pot să cred că m-am dus pe pula, mă. Nu, 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 repede, 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 repede. Cacă-l, așa. Duelist. Bă, nu, că ăsta-i spam de dueliști, mă, că ăștia-s cei mai buni. Că cam aș pe ăla de trage cu tunul, mă, că aproape m-am dus pe pulă. Vai de pula mea. Vai de pula mea, nu. Nu, 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 nu. Pista, mă, de joc, bă. Să-ți fut în caș și mâne, mă, eu nu-l ține minte că era așa de greu, mă. Ziua mi-a fost ruinată și profund distrusă. Pot să zic că a fost suficient să mă bucur de jocul ăsta? Nu, mie nu mi-ajunge. Pura trăire a senzației de dragul trecutului, nu. Eu trebuie să și cuceresc trecutul și să-l iau în mână și să-l distrug. Și se pare că nu a fost cazul astăzi, da? Cine știe, poate să fie cazul în viitor. Eu așa ceva juca pe stream, bă. La un moment dat. Și dacă intrați pe canalul nou și așteptați acolo să primiți semnal, oricum vă anunț și aici cu vreo câteva zile înainte, cel mai probabil când facem primul stream, așa ceva trebuie terminat pe stream să fie imortalizat pe viață. Și am de ciudă că atâtea jocuri de-astea vechi am terminat pe Twitch, mă, dar efectiv s-o dus pe pulă, mă, că așa de căcat e că acolo, dacă tu faci un stream, îți rămâne numai pentru... 2 luni de zile și după aia ai șters. Nu știu de ce. N-au aia spațiu de stocare, sărăcile, dracu. Sper că v-ați simțit bine cu acest videoclip. Eu pot să zic că m-am simțit și mai bine în alte ocazii. Dacă mai aveți sugestii de jocuri din astea vechi, puteți să-mi ziceți în comments că eu le citesc. Să ne auzim la următorul cât mai gros. Al plus adios.